În noaptea zilei de pe 18 pe 19 iulie, în jurul orei 2, atunci când mașina echipată pentru a prezenta public în Piața Mare Adunării Naționale, în seara zilei de ieri, raport ce ține de alegerile parlamentare pentru 5 aprilie, a fost atacată de către 7 indivizi care au aplicat lovituri cu pietre în parbrizul acestei mașini. Și foarte interesant, atunci când au ieșit oamenii care asigurau paza acestei mașini, au dispărut, însă în urma lor a rămas soluție pentru incendierea mașinii și, sigur, alte atribuții care aveau, ca scop sustragerea atenției câinilor. Adresa unde se afla mașina staționată era cunoscută numai și numai de colegii noștri care se aflau în administrarea acestui proces și Poliția Municipală. Acolo unde am depus toată informația, așa cum ni s-a cerut. Acest lucru ne face să credem că anume de la poliție a fost scurgere de informare, dacă nu chiar dânșii a organizat această acțiune. În ziua de vineri, în raionul Cantemir, acolo unde am avut plasat un afișaj electoral mai mare, care a fost autorizat, așa cum prevede norma legală, a fost sustras. Pentru acest lucru a fost nevoie pentru ei să vină un dita mai colonel de la Chișinău, este cazul colonelului Boieșteanul, care a condus cu așa numită operațiune de sustragere acestui afișaj electoral, proprietate al Partidului Liberal Democrat din Moldova, care până în prezent nu a fost returnat. Avem cazuri când au fost reținuți colaboratorii serviciilor administrațiilor publice locale, pentru că, așa cum spunea, au îndrăznit să atingă afișajul electoral al Partidului Comuniștilor. Pe când situații deja mult prea multe atestate, când afișajul electoral al concurenților electorali, în primul rând al Partidului Liberal Democrat din Moldova, au fost distruse și nu avem nicio reacție și nu avem niciun rezultat în acest sens. Doamna Taisia Voronin nu obosește, din câte vedem, în fiecare zi deplasări în teritoriu, mașini de spălat, aragaze și alte bunuri care sunt donate cu foarte mare ușurință și cu foarte mare drag față de cetățenii Republicii Moldova. Considerăm că și aceste acțiuni țin de corupere politică și nu au ca scop decât influențarea alegătorului.